Salutare, prieteni! Ce credeți că mă apuc de grătar? O să-mi dau asta jos. M-a sunat și Olga și spunea, Cristi, ce faci? De ce ai spus că nu știu ce și pe dincolo? Și după aceea a fost totul ok. Hai să vedem cum facem grătarul acum. Să iau asta de aici. Pe cine? Pe. Ești aici, Andre? Da, bre. Patrone. Deci nu o pun să strângi o genușa aia de la... Si. Nu? Da, o pungă, dacă ai o pungă de aia pe aici, sau ce ai la ta. O să acoșe de aia, să pun genușa, uite că e... Uite acolo sunt, bă, uite acolo sau așa. A, aia, gata. Bravo, bre. Păi da, ce ochi ai, bre. Mă, dar nu bei eu cola, am luat cola. Nu, am bere. Da? Bine, bre. Hai să... Că de, zic să golesc ăsta, să golesc ăsta. Știi ce zic? Trebuie să-l iau. Nu-mi place să stea așa. Aveam și lopata aia pe aici, da. Nu mai știu pe unde e. Dar pun cu asta. Bine, bre. Vreau lua mai mult, dar lasă că pun așa, pe sus. Vezi? Da. Uite ce e aici. Vezi, vrei? Vizi a sâns, a ta așa. A sâns. Bă, dar ce mănânci, bă? O băjinta. Băjinta? Grătar nu vrei? A. Ai zis că dau grătar, bă, ai fost cu mine la... La remat. Da, bine, ai văzut, dacă muncirăm, acum mai și mâncăm. Da, bre. Da, gazi cine alea când vii, mă? Ăla, bre. A, alea. Uite, bre, asta am uitat să o dau. La remat. Uite, am o tablă aici. Aia, da? Să nu călcăm în ea. Nu vine, bre, nicio gagică la noi. Nu vezi că nu vine niciuna. Ce totul dai că vin gagi? Ce gagi să vin? Dar știi ce nu vin? Mănâncă astea grătar? Nu e la restaurant, prin nu la grătar. Știi ce cred eu că nu vin gagile aici? De ce vrei? Pentru că se duc toate la Cosmin. Păi să știi, și-a făcut canalul acum Cosmin. Ai văzut? Păi da. Și toate gagile se duc la el acum. Adică l-am ajutat să-și facă, că nu știa să-și facă și ai stai, uite, fă așa, fă așa. Bravo, pe YouTube? Da. Bravo, mă. Și începe și el să filmeze. Dacă își plăcea de la început, de când venea cu noi, era bine. Păi da. După ce ne-a furat toate găcile, acum își face canal. Păi da, am văzut că merge treaba. Ai văzut? Ce este acum? Le iau și pasă de pe YouTube. Lasă mă, să-l ia el pe toate. Asta să fie fericit. Asta zic. Auzi, dacă le ia el pe toate, să vedem cât de fericit o să fie. Ce fericit vrei? O să fie sărac. Ce o să facă? O să sărăcească cu atâta. O să fie mai sărat decât e. Da. Îl mai prinde și nevasta, dă-l ia la bătaie. Auzi, că vrea să vină aici să filmeze cu mine la, la casă unde am demolat-o și zic, ce să filmez, să-mi construiești casă sau ce vrei? Da. Eu am demolat-o deja, nu mai am ce să mai filmez. Asta e recuzita noastră, bre, aici. Da, bre, nu dau la nimeni spațiu. Aici sunt studiurile de la Buftea, de film. Da, bre. Media Pro. Ei, da. La noi e ultra pro. Aici e Hollywood. Da. Uite, băi, vezi? Hollywood, Hollywood. Vezi cât am scos, uite. La noi aici, la Hollywood, o să vină, și cine o să vină aici? Merlin Monroe. Madonna o să vină, bre. Merlin Monroe, fantoma, bre. Da. Fantoma lui Merlin Monroe. Ai mai vorbit cu ea, bre? Păi la mine eu vorbesc în fiecare noapte. Vezi că ne-a chemat... Vine noaptea, în vis.
Vezi că ne chema la cimitir, să mergem să vorbim cu ea. Să-i mai dăm florile. Nu, vrei, vrea să facem live-uri acolo, Dania. Da, da, corect. Vii cu mine? Păi trebuie să mergem la Merlin Moro, cum să mergem? Stai să-mi dea adresa. Da, să găsim cimitirul prima. Da, da, adresa și mergem acolo unde trebuie. Știi? Unde zice ea? Da. Că ea vine din America pe sub pământ și ajunge în alt cimitir. Este prin acel. E aici deja. Este ca metrou. Merge ca metrou. Știi, fantomele merg ca metrou. Da, vre. Adică dacă sunt ele se află într-un cimitir din America, ele merg pe sub pământ și ies prin alt cimitir. N-au voie să iasă în altă parte, doar da, prin, da, într-un cimitir. Așa că, bă, ce poate zic ăsta, mă, că îi arunc o petardă acum. E căldor, bre, cred că. Caută după pisici, după șoareci. Da? Da. Uite, ai mai văzut vreo pisică pe aici? Nu prea. Ăsta, nu mai acceptă nicio gagică. De când a murit morcovel, gata, da. E supărat. Și acum nu mai vrea nicio pisică. Morcovel l-a acceptat pe morcovel. Da. Ăla a fost ultimul. Acceptat. Și acum, înainte era plin de pisici pe aici, și acum nu mai e niciuna. Ori s-a înrăit ăsta, s-a supărat și le aleargă. Eu cred că s-a supărat vreuna. Nu? Cred că, ăsta s-a supărat pe pisici. Cred, bine, nu știu ce să zic. Deci, am văzut, venea unuia să-l castreze de la aspa. A, da. Cum să-l castreze pe nouă pe ozi, Doamne ferește. Să-i fure biluțele. Da. Să-i fure biluțele, nu vă zic. Ia pune-te locul ozi să vezi cum e. Da, da, da. Vezi? Cum te vrei. Auzi, să vină la ăsta, la... Să ia biluțele lui... Ozi? Da. Cum îi mai zice noi lui Ozi, mă? Ozeneu. Și Ozeneu? Ozosep. Ozosep. Da, și... Tucică ăla, cum îl cheamă, care a câștigat la loterie și la băia pe șurie. A, Ogică? Ogică. A, Ogică îi mai zice, nu? Da, da, da. Ogică, ce faci, mă? Ai câștigat la loterie. Și-a intrat la pușcărie. A furat la loterie. Ai furat la loterie și-a intrat la pușcărie. Ultima oară și m-am întâlnit cu ea, știi unde? Da. În mall, la AFI, acolo, Cotroceni. Da, păi și eu l-am întâlnit cu ea, tot acolo. Da? Da. Păi se plimbă toată ziua, pe acolo. Da, mai are, are vila acolo, la, în zonă. Nu, mă, are în Giurgiu. Păi are și acolo, mă, și acolo. Da, are. Ce zici, ce faci, Olgi? Dar nu așa o dată cu mașina, cu Mariana, cu asta. Da, foarte bine. Te cunoaște, nu? Când... Da. Ai dat noroc cu el, nu? Da, normal. Prietenul meu, Olgi. Dar trebuia să faci un filmuleț cu el. Era... Se cam grăbe, nu știu ce faci. Și ce, așa, mă, zic, am făcut eu ceva pe ascuns. Da? Păi da, că tot l-am văzut pe acolo. Da, e băia bun, ia uite-l, mă. E băia bun, o zic. O zic, o zic. O zic. Da, e băia bun. Cum e băia acum? Auzi, și eu l-am văzut atunci în mall și eram și zic, salut, Ogică! Da, salut, salut! Dar zice, mă cunoști? Nu te, pe cum să nu te cunosc, mă, te cunosc de la televizor. De la OTV. Da? Că pe mă cunoști, tu nu știi că ne priveam toată ziua la... Da, la OTV? La Diaconescu. Tu mă vedeai pe mine, te uitai la mine, mă uitam la tine. La Diaconescu, bine. Da. Bă, dar Diaconescu pe unde mai e, mă? Păi nu știu, băi, mai are... Mai păi are... n-avea și el TikTok? Avea? Nu cred. Ba da, avea. Dar are interdicție să mai apară. Păi dar pe TikTok n-are interdicție. La de... televiziune are interdicție. Nu știu, băi, dacă are TikTok. Am numărul lui, dacă ești numărul într-o seară, cred că tot pe ăla are. Da. El mereu zicea că același număr, același număr. Uh-huh. E, mai are pe drecul, nu mai are. Hai să sunăm o dată. Da. Și poate să facem să sunăm? Când se face și înregistrări. Da. Și vorbim cu el. Ce faceți? Ce faci, băi? Diaconescule, ești ok? Păi nu mă știe, a vrut să fie nașul meu.
da. E bune. O să știu, mă, știu. Mariana. Știu atunci. Nu vrei. Ce cauți, bre? Fur capre, mereu. Okay. Uite-o pe scăpă, pe bancă, bre, acolo, nu vezi? Aici ce ai pus-o, bre? Păi, da, păi dar nu mai lăsa jos, că se umezește. Asta, bre, că nu se umezește. Aia, pur cam a ta, de-aia faci. Păi, da, normal. A, că era mea, o lăsam, bre. Păi așa le lași, lași pe jos, toporul era tot așa, pe jos, pe acolo. Asta pe care toporul era așa, sus. Nu, era jos. Da? Da. L-a dat ăsta atunci. Ha? L-a dat o zică. Da, mă. O zică. O zică. O zică l-a dat. Hai, bine, și când zicea Leo că vine cu aia? Leo? Da. Da, bine, da. O, că n-a dat niciun semn de viață. Păi... O să-i răzgândi? Vine el altă dată. La greutare, aici, pe Leo. Vine el altă dată, când are chef. Păi când are chef. Te-a văzut ce zicea de mata? Ce? Zic, toată ziua la, cu vecinul, la grătare. Păi ce să facem? Păi ce să facem, bre? E că și el nu vrea grătare de ei, știi? Ei, el plăcea și lui să vină aici. Știi ce? El are voie să vină oricând, dacă vrea să vină. Stai să-i facem invitația. Să facem invitația lui Leo. Leo, te așteptăm și eu și patronul. Dar să te cunosc, că vrei, dacă da, tot te-a văzut. Da, să vină, să vină. Cum da? Să? Deci are acest leuțul nostru, poate să vină oricând. Da, da, corect, corect. Mai ales că dacă vine și singur, cu atât mai bine, vrei. Intră pe TikTok-ul ăla lui și aici în gagici. Da, da, da. Il-a să vină cu gagicile. Auzi, să aducă toate gaicile de pe TikTok cu aici. Păi da, crezi că ne aduce? E, aduce, dar auzi, dar după aia de unde avem mata grătașa? Păi asta e, că pentru nu mai... Pentru toate gagici, lasă. Asta, gagici la gagici, grătare la grătare. Auzi, să vină, știi cum, să vină, să le cheme doar pe TikTok, să vorbească cu ele pe TikTok. Păi atâta, ce că la grătare să nu vină gagicile. Așa zic și eu, bre. Că mai bine să vină doar pe TikTok acolo. Vorbim cu ele pe TikTok și la grătare e mai bine fără ele. Mata... Aseară, cu cine ai venit aici de făcut grătar? La mine aici. Păi cu gagicile, de pe TikTok. E? Alea pe care le-am plăcut la tine. Le plac mici aia de... Da, da, da. Bre? Te-ai prins? Da, bre, lasă, prima ta ai... Dar ți-a fost frică că tu ai uitat lumina. Lumina aprinsă. Nu, că mi-am avut aminte, băi, am stins-o. Am stins-o că am fost aprins acum. De-aia este, de ce nu i-a aprinsă? Păi exact. Tu ai uitat-o. Păi eu, da. Eu știu că o scot tot timpul, bre. Știu că tu ești foarte... Da, toporul l-am găsit jos, furca pe jos. Posibil, dar acum... Vrei, când ai prea multe pe cap, mai... și de asta. Am avut o gagică și a avut poftă de grătar. Și zic, stai că îți face băiatul imediat. A avut poftă de grătar? Da. Păi, nu trebuie să... Ba da, bre, foarte bine. Facem și noi să fie bine, ca să nu fie rău. Ba da, bre. Dar am venit târziu, pe la 8 jumate. Da? Da, e. Vii cu gagici, nu-i problemă. A venit o gagică pe aici, pe la mine. Foarte bine. Puteai să mă anunți și mă uitam și eu de acolo. Păi am vrut să te anunț ca să vii și tu, dar... Era târziu, n-am mai... După aia am furat gagica, cine știe ce... Se da, combina cu tine că știe că tu ești bre, freelancer, tu ești freelancer. Bre, știi care e hoțul de gagici între noi, da? Ăla, Cosmin. Tu! Maticiuc. Tu! Tu ești, bre. Ești mare hoț. Nu fur eu gagici. E, nu fur. Eu iau ce rămân de la mata. Bre, ce e al tău? Auzi? Ce abandonez mata, iau și eu. Nu. Vezi, bre? Nu le fur. Da, bre. De asta la gunoi. A, așa, alea la gunoi, că... Bine că am scăpat de butoiul ăla cu motorină. Ai văzut, bre? Hai, mă, ce ai? Bate vântul, bre. Băi, americane, acum am 5 gagici, dar n-am ce să fac cu ele. Pe bune? Da. 5-a. Ce mă fac eu cu ele? Cu atâtea gagici. Mai dau și la prieteni, azi. Mai dau și la prieteni, bre. Păi da, bre. Și
Te aude? Hai bre, bagă acolo. Hai bre, se stinge, bate vântul. O fi ea motorină, la chiar așa. E motorină sau benzină? Benzină la chiar așa făcea BUM! A, nu mai e benzină? Da. Aolea. Păi de când nu mai am bre? Am motorină acum, da, era puturoasă. Nu vezi că am dat gaură la pompier, am făcut pompierul cum trebuie. Ai văzut? A, da? Da. Am mai îmbunătățit pe aici. E bine, bre. Treburile. Da, vezi, uite, am luat vită și oaie de la Ocean. Am văzut. Ocean. Da, da, parcă nu-mi place eticheta aia. Păi le-a schimbat etichetele, i-a văzut și la Cora și la... Da, da. Da, n-ai văzut? E, la Cora văd că tot se văd așa, se vede carne. Aia nu știu ce etichetă ai luat. Păi nu, și aici se vede, că nu-i pe toată suprafața. Știu, dar acum când am luat acum de la Cora, e... Se vede plasticul, adică nu e eticheta de aia. Oh, mă, ai văzut eticheta? Cum să nu? La carne mă refer. La Cora. A, la carne, dar aia e carne, nu? La mici nu. Păi la mici. Uite, da? Mici, vită și oaie, uite. Păi, de la da. Așa le-a făcut acum? De la Ocean. Așa le-a făcut acum? Da, mă, da. Dar fii atent aici. 500 de grame. 500 de grame acum, sunt mai micuțe caserolele. Uh-huh. Și costă 18 lei. Da, un preț mai bun, da? Dar mai e puțină, mai bun pe drecu. Mai puțină cantitate. Păi da. Alea erau mai multe, erau... 18 și ăla aveau un kilogram. Te vezi? M-am zis. Deci 18, 36 de lei un kilogram. Te vezi, și ca să nu se mai pară prețul mare, le-au băgat la porțime aici, la jumate. Era, bine, dar erau și porții prea mari, mă. Cine dracu face? Dacă eu vreau, am poftă de 5 mici, trebuie să cumpăr un kilogram de mici, nu? Ui, numai de caserolă, bă. Păi da, e, da, da, se strică. Se strică? Păi dacă nu faci, mici dacă nu-i faci în ziua respectivă, nu mai ești, pierd din favoare, da? Din da, proprietăți. Înțelegi? Îți vor prima zi, când vine atunci. Exact. Băi, am zis că fac o reclamație la așa de la Intact. Media Intact, din Antena 3. Da? Le fac reclamații. Băi, pentru? Băi, că și eu sunt chiar bulanci. Ce tot sperie lumea cu televizorul atât? Băi, a îndreptat Putin turnul cu nucleara către România. Aoleu, să vină bomba atomică către România. Cine și au zis rușii că ar trebui ca România să dispară, să dăm bomba atomică. Și acum, uite, Putin a băgat bomba atomică în hangare și e îndreptată măciuca către România, cu măciuca bombe, așa? Hey, dar îți dai seama că sunt oameni care se sperie, și fac atac de panică. Păi da, nu e ok da? Să facă asta. Nu, și se îmbolnăvesc oamenii, mă, și mor oameni păi din cauza lui gât de ala. Păi de-aia bine vreau să nu te mai uiți. Nu mai ajunge, eh? Dar oamenii se uită că sunt curioși să vadă ce se întâmplă. Da, și păi tocmai asta fac ăștia. Și ascultă ăștia. Toate baliverile astea. Da, toate minciunile lor, păi da. Dar problema e că oamenii se îmbolnăvesc și se îmbolnăvesc și crapă în recu. Păi, bre, ce și mor. Ce riscă faci? Plângere penală direct îi fac. Păi, bre. Păi cum și la CNA și la toate alea îi fac bine. Peste tot. Foarte păi cum bine. să sperii lumea? Vai, bomba atomică, Putin a îndreptat bomba atomică. Și eu i-a zic că România ar trebui dată o bombă atomică și nu știu ce. Și o, adică o bagă cumva așa ca să zici, mamă, eu și Putin bomba atomică a pregătit-o de lansare. Păi da, da, da. Și nu știu cine de la el de acolo, din Rusia, a zis că ar trebui să dea bomba atomică în România. Și faci conexiunea în creier, în creierul păi da, omului, da, da, face conexiunea automat. Și după aia intervine și atacul de panică. Păi da. Aoleu, bomba atomică, România, bomba atomică. Când auzi asociația asta, adică, înțelegi? Da, prea am înțeles. Asocierea asta de cuvinte, bomba atomică, România, mamă, gata, vine bomba atomică, România. Gata, că deja m-am speriat.
Nu? Acum nu știu ce să fac cu banii, nu știu ce să fac cu terenul, cu mașina. Chiloții jos ca să-ți vină bomba lui Putin în cur. Ai auzit? Chiloții jos, nu port chiloți, băi. Așa. Dar mai bine îi spune nu cât de aia, să-și dea chiloții, să intre bomba lui Putin în cur la el. Să-i zbubuie lui în cur acolo. Nu bre, că dacă intre în cur o să... Dacă ne mai sperie ajungă, mult, așa... O să ajungă și la noi, bre. Să intre lui în cur direct. Că nu mai se mai satură, frate, de atâta rating și atâta nesimțire. Să-ți disperos, frate, vine bomba, da, mă, dracu, dă bomba să vină dacă vine. Ăștia și-ar dori să vină, o? Da, mă, da. Ei știu că așa, Iure. Nu, ei știu că nu o să vină bomba, înțelegi? Nu o să vină. Dar doar ca să-și facă rating pe frica oamenilor. Și să se uite oamenii, să fie atenți acolo, să-i facă atenți. Că uite ce se întâmplă. Și să se sprie, să îmbolnăvească lumea. Bă, nu vă mai uitați la Antena 3, că aia mint, tată, nu vine nicio bombă, nu face nimeni nimic în Românica. Da? Nu știu, n-au treabă cu noi ăștia. Bombele lor. N-au treabă ăștia cu noi, nu bre? Păi bineînțeles că n-au treabă. N-au ce zice Ion, că nu vine bomba atomică. Cine mă, e o manivelă? Da, Ion, iau. Asta. Eu nu stau în stradă pentru că n-aș avea unde să stau. Eu nu... toată lumea vrea să mă angajeze. Toată lumea vrea să mă angajeze. De când au aflat că sunt vedetă pe YouTube, toată lumea vrea să mă angajeze. Și nu înțeleg un lucru, că eu nu pot să fac acest lucru. Pentru că din momentul în care mă angajez, eu sunt subordonatul lor. Nu mai sunt liber. Bravo, bre. Eu am cuvânt. În sensul că dacă fac niște promisiuni, eu trebuie să le onorez. Și sunt lucruri pe care nu vreau să le fac. Cu toate că știu să le fac. Ăsta e și cine e? Nu știu, vrei. Ion, omul străzii. A, da? Da, eu mă străzi. Pe unde? Dar și ce deștept e? Păi nu e prost, să văd. Păi da? Păi de-aia vrei nici rău să mă angajez. Zice bine. Superior celui care nu citește. Cel ce citește și înțelege e superior celui care citește. Pentru că degeaba citești dacă nu și înțelegi. Te-ai dat cu ei, ce-ai zis, bă, bă, ce-a zis, mă, Eu de-aia nu citesc, bă, că dacă nu înțeleg. Înțelege și face superior celui care înțelege. Și cel care și face și are și succes e superior, că toată lumea face și la o liță face. Eu ce spune Freud? Care e primul lucru pe care îl fascinează până copii? Propria lui creație. Eu. Pentru că era creat. Da. Vezi? Nu. Știe, bre, știe citit. Și dar unde e aia cu... Mai e una cu bomba nucleară, știi? A. Trebuie să o opresc, gata. Stai să bagă și pe. Hai, bagă și pe. Stai așa. Ia uzi. Ia, bagă. Tu n-ai observat că toate televiziunile, toți oamenii de știință, nu fac altceva decât să ne sperie. Yo. Că suntem la Bilpsic, că suntem raid în construcție, că pe pământ sunt pe tehnumarele. Măi, eu sunt convins că dacă o singură televiziune de pe loc s-ar apuca să spună câte minuni și câte lucruri nu pune să petrec pe glob în fiecare zi, înțelegi? Ar face un fel de compensație și n-ar mai gândi lumea că toți sunt ticăloși, pentru că nu se numără toți ticăloși. Vezi, mă, uite să-l invităm pe Ion ăsta la... Păi da, băi, dar de unde să-l luăm? Mergem să-l luăm? Băi, îl găsim, că e omul străzii, pe stradă. Păi să știm unde frecventează, unde se duce, unde se plimbă. Bine, da. Și să-l aduce pe el la grătar aici. Nu? Merită omul ăsta să-l aduci la grătar aici. Adică prefăcuți, ori să aduc ei. Adică fraier nu-i încurcă nimeni, se încurcă singur, se pierd pe trăze. Pentru că eu însuși și-am spus că Biblia de fapt e un labirint în care fraierii se pierd. Hmm? Fraierii se pierd. Deștept, omul. Bravo, bă, bine că ai bus aia. Dar ce are TikTok, ce are? Are TikTok? Are TikTok, vrei? Ia uite ce zice. Ia uite ce zice. Ce să-ți dea Dumnezeu, bă, dacă ți-a dat liberul adică? Ia-ți simt, dacă pot. Dar ia-ți cu mod. Nu cu japla, nu cu rapetă. Și dar mai spune și rămâne cu tot războiul ăsta e pentru protecție. Și ei spun că ne protejează. De ce ne protejează?
Adică, vezi, ne sperie, de, ne sperie cu războiul. Ce de liber arbitru sau ce? Da. Ne sperie cu, cu războiul ca să dăm după aia bani pentru protecție la americani, la ruși, la ăia, ăia. Vezi? Vezi, bă? E de aia fac acum un pic de război pe acolo, pe acolo. Da, bine, stai să mă opresc 14 minute.